Inspectorii de la Autoritatea Sanitar Veterinară au scos la iveală loturi întregi de carne ce conțineau antibiotic. Chiar și în miere au găsit substanțe ce provoacă alergii și scad imunitatea dacă sunt folosite în exces. Carnea periculoasă de pe rafturi îl îngrijorează și pe Ministrul Agriculturii, care le-a cerut inspectorilor să dea amenzi cât mai multe. Peste o tonă de carne de oaie, porc și vițel, toate tratate cu medicamente, au descoperit inspectorii ANSVSA în magazine. Aceleași substanțe au fost găsite și în 200 de kilograme de miere. Deși sunt răspunzători și iată că e bine că ca că acționează rapid. Se impun sancțiuni pentru cei care Evident nu respectă. Evident da, și sancțiunile sunt prevăzute de lege. În farmaciile veterinare, antibioticele pentru animale trebuie să fie vândute doar cu rețetă de la medic. În realitate se obțin fără nicio restricție cu încălcarea legii. Acasă, când ia un kilogram de carne și ajunge acasă, mai rămâne cu... 600 de grame. Restul e numai apă. La gust, când o faci mâncare, se simte, dar așa nu avem de unde să știm. Efectele acestor medicamente asupra consumatorilor de carne sunt periculoase, spun specialiștii. Provoacă reacții alergice, dermatite sau chiar scăderea imunității la copii. Consumăm carne care are cantități reduse de antibiotic în compoziție, ca urmare a alimentației animalelor, iar acest lucru generează la rândul lui rezistență la propriile noastre bacterii. La fel de nocivi sunt și hormonii care sunt folosiți ilegal de fermieri pentru a accelera creșterea puiilor. Uniunea Europeană a interzis încă din 2006 folosirea antibioticelor pentru stimularea creșterii animalelor. Cu toate acestea, în lume, peste 80% din consumul de antibiotice merge în această industrie, avertizează Organizația Mondială a Sănătății.